Am să vă arăt un update la planta carnivoră. Iată, curge apa pe mine, nu nimic. Ok, facem așa. Aici este apă distilată, de fapt. Opa, nici nu am observat. Ia uitați-vă. Ați observat aici rădăcini printre găurile ghiveciului? Asta e super tare, pentru prima dată văd la o plantă carnivoră să apară rădăcini, pentru că pentru mine, adică eu pentru prima dată cultiv planta carnivoră și eu doar o ud cu apă distilată. De unde am cumpărat apa distilată? De exemplu, vedem în magazine unde se vinde fiere de călcat și acolo se vinde cu siguranță și apă pentru fiere de călcat și acea apă e apă distilată și la aceste plante carnivore nu-i place apă să fie cu nutrienți sau alte elemente în ea și se simte destul de bine în acea apă pentru ferul de călcat. Și uitați-vă cum normal și are niște creșteri noi la fel foarte bine. Și planta carnivoră arată așa și așa acum la momentul de față. Super! Deci are și căpcâni noi, după cum văd eu.